Vreau să ne ridicăm din nou în picioare și să ascultăm un cuvânt de Scriptură. Deschidem împreună Cartea Sfântă la Cartea lui Iosua, capitolul 9. Vom citi de la versetul 1 la versetul 16, inclusiv pagina Sfântă a Scriptură, 241. Cartea Iosua, capitolul 9, începând cu versetul 1 la versetul 16. 241 în Biblia Cornilescu, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. La auzul acestor lucruri, toți împărații care erau din coace de Iordan, în munte și în vale, și pe toată coasta mării cele mari, până lângă Liban, hitiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și ebusiții, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua, Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug. Și-au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite. Iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără la Gilgal și i-au zis lui și tuturor din Israel: noi venim dintr-o țară îndepărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbatul lui Israel a răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se despre El, de ce a făcut în Egipt. Și de ce a făcut celor doi împărați ai amoriților, dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri au zis, locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri acum, deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată, le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-a învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindea lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață. Și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim din nou în casa Domnului, ne bucurăm să avem harul de a asculta cuvântul Dumnezeu și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute să avem în continuare o inimă care să fie cu adevărat atentă și doritoare, așa cum ne-am învățat și cum spunea și fratele Alex, să auzim și să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. În această seară am ales textul acesta pentru că în urmă cu câtva timp am citit din această carte a lui Iosua și m-am gândit la un subiect care ar putea să fie contemporan și poate foarte benefic, cum de altfel întotdeauna când citim Scriptura și ne uităm în ea, este contemporană. Biblia este întotdeauna la zi și atunci când vorbim despre evenimente și atunci când vorbim despre aplicarea acestui cuvânt. Și textul acesta vorbește despre faptul că Israel era într-o campanie în a cuceri Canaanul pe care Dumnezeu l-a pregătit și Dumnezeu l-a promis copiilor lui Israel. A spus: am să vă dau o țară în care veți fi binecuvântați. Și sfatul lui Dumnezeu cu privire la popoarele care erau acolo, popoarele idolatre care trebuiau să fie îndepărtate, era foarte clar, era foarte specific. Și vreau să notăm lucrul acesta pentru că are legătură cu ceea ce vrem să învățăm. Sfatul lui Dumnezeu era acesta: niciun fel de armistițiu. Nu aveți voie să faceți niciun fel de armistițiu, alianță sau orice alt fel de genul acesta cu popoarele idolatre. De asemenea, nu faceți niciun legământ,
prin care să vă prindeți în vorba voastră. Și de asemenea, Dumnezeu le-a spus, trebuie să treceți totul prin ascuțișul săbiei. Acesta a fost, de fapt, sfatul pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel. Suntem în contextul în care Ierihonul era deja cucerit, Ai, cetatea Ai, deja era cucerită, chiar dacă au avut o sincopă, și urmau să înainteze spre celelalte cetăți. Și Biblia spune că niște oameni, oarecum înțelepți în felul lumii, dar noi spunem oameni cu vicleșug, au plănuit ca să înșele pe israeliți. Și din păcate au reușit lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, există în vremea aceasta, ca și întotdeauna, în planul diavolului, dorința de a înșela pe oameni. Și înșelăciunea a rămas ca și o unealtă a diavolului de a lua un câștig prin a pune lucrurile altfel decât sunt. Lucrurile adevărate le faci false și lucrurile false le faci adevărate. Vreau să vă dau un exemplu pe care eu l-am avut o experiență interesantă în România. După Revoluție, am vrut să am și eu un radiocastofon. Nu erau înainte de Revoluție, dar am vrut să am un radiocastofon. Și știam despre firme bune, Sanyo, Panasonic, și m-am dus la cel mai mare magazin din Zalău, la Silvania, la departamentul acela, la raionul de electronice, și m-am uitat să văd, sigur, în funcție de banii care ai, am văzut un radiocastofon nu destul de mare, așa, mai potrivit, m-am uitat la el, m-am uitat la nume, însă numele și după prima literă P, era acoperit cu un sticker pe care era trecut prețul. Și apoi în continuare numele. Mi s-a părut mie că aparatul acela era Panasonic. M-am uitat la preț și am zis, băi, Panasonicul la prețul ăsta nu prea găsești. Și l-am luat frumos, m-am dus cu el la casă, l-am plătit, m-am ajuns acasă și am zis, băi, trebuie să iau prețul ca să nu pot ții prețul pe el. Și când am luat prețul, mi-am dat seama că nu era Panasonic, era Povasonic. Și cineva, probabil intenționat, a acoperit două litere și eu nu mi-am dat seama că, de fapt, nu este ceea ce căutam. Era pur și simplu, din punctul meu de vedere, o înșelăciune și mi-am dat seama că nu era Panasonic pentru că n-a durat mult și s-a stricat. Acii mei, înșelăciunea este o armă a unor oameni împinși de Duhul acesta care este întotdeauna, așa a fost întotdeauna în diavolul, de a câștiga un lucru bazat pe un fals. Și mi-am dat seama atunci proverbul care spune graba strică treaba. Nu întotdeauna trebuie să te grăbești atunci când faci lucrurile. Dar, dragii mei, există lucruri pe care le învățăm. Proverbe, de fapt, proverbele pe care le știm noi din înțelepciunea oamenilor, sunt niște învățături morale bazate pe experiență. Textul acesta ne vorbește despre experiența poporului evreu. Și mi-am adus aminte, citind acest pasaj, de un alt proverb, de o altă învățătură, dar nu omenească, divină, pe care îl găsim în Cartea Proverbelor, în capitolul 14 și versetul 15, unde spune înțeleptul Solomon în felul următor. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chipzuit ia seama bine cum merge. Și acesta este adevărul. Drumul pe care Israel l-a urmat din Egipt înspre Canaan de multe ori este asemănat cu drumul nostru ca și credincioși. Și nu context că are asemănări. Nu context că există lucruri pe care le putem vedea în viața noastră. Și așa este. Pe drumul acesta avem așa de multe teste. Însă există același lucru care s-a întâmplat pentru evrei atunci, se întâmplă pentru noi. Diavolul are același scop. Diavolul nu vrea ca planul lui Dumnezeu să se împlinească. N-a vrut nici pentru Israel și nu vrea nici pentru noi. N-a vrut diavolul ca Israel să ajungă în Canaan. N-a vrut. N-a vrut diavolul ca Israel să aibă o țară a lor. Adică copiii lui Dumnezeu să aibă o țară a lor. N-a vrut și nu vrea nici astăzi. Nici astăzi nu vrea. Și la fel pentru noi. Diavolul are același gând și același scop. El vrea să ne împiedice
să ajungem în cerul, în canalul ceresc. Dar nu uitați, deciziile pe care le luăm sunt responsabilitatea noastră. E adevărat că există această împotrivire, e adevărat că există lupte. Deciziile pe care le luăm sunt până la urmă ale noastre și răspundem pentru ele, cum s-a întâmplat în cazul lui Israel. Vreau să pun o întrebare vis-a-vis de viața noastră, ca și de fapt despre Israel. Ce ar fi putut oare să-i țină în siguranță pe Israel în drumul călătoriei lor din Egipt înspre Canaan? Ca de altfel, aceeași întrebare este valabilă pentru noi. Ce-ar putea oare să ne pună pe noi în siguranță în drumul călătoriei noastre înspre cer? Pentru că sunt așa de multe încercări, sunt atât de multe teste, sunt atât de multe pericole, sunt atât de multe falsuri, sunt atât de multe lucruri pe care diavolul le aduce înaintea noastră, cum le-a adus înaintea lui Israel. Ce ar putea să ne pună în siguranță? Și am găsit din Scriptură două lucruri. În primul rând, este credința în Dumnezeu. Pentru Israel, credința în Dumnezeu, dependența de El, trebuia să fie și era, dacă se împlinea în viața lor, primul lucru care îi ținea în siguranță, credința în Dumnezeu. Și la fel pentru noi, credința în Dumnezeu ne ține în siguranță. Dependența noastră în fiecare zi de Dumnezeu. Și apoi, ascultarea de voia lui Dumnezeu. Nu doar că noi credem în Dumnezeu, dar noi ascultăm de Dumnezeu. Adică, pentru noi, voia lui Dumnezeu rămâne valabilă. Ceea ce nu s-a întâmplat pentru evrei întotdeauna, acum nu se întâmplă nici pentru noi. Și atunci vreau să vă aduc aminte de un alt proverb, de o altă vorbă înțeleaptă, divină, pe care Dumnezeu a dat-o lui Solomon. Spune Cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 5 și 6, este siguranța călăuzirii. Cei care au făcut studiu, eu țin minte versetul acesta de când eram tânăr, sunt mai multe siguranțe, 5 siguranțe. Și aceste versete, acest pasaj este numit siguranța călăuzirii. Și spune acolo, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El, Dumnezeu, îți va netezi cărările. Foarte simplu. Credința în Dumnezeu și ascultarea de voia Dumnezeu. Dependența noastră de Dumnezeu. Și asta, de fapt, exprimă ceva, dragii mei. Pentru evrei atunci, ei știau că Dumnezeu este Dumnezeu adevărat și au văzut lucrul acesta. Și Dumnezeu a spus, voi nu trebuie să faceți altceva decât să mă ascultați. Puneți-mă și pe mine în ecuația vieții voastre. Dumnezeu spune, de fapt, în aceste versete, pentru noi, câteva adevăruri și ele sunt valabile. Primul adevăr este că Dumnezeu, și fiți foarte atenți, Dumnezeu are drept de control asupra noastră și asupra deciziilor noastre. Nu dacă vrem, nu este facultativ, nu dacă ne-am adus aminte, Dumnezeu are dreptul asupra noastră ca și oameni și asupra deciziilor pe care le luăm. Dumnezeu avea dreptul asupra lui Israel și asupra deciziilor pe care urma să le ia. Nu uitați, dragii mei, eu nu iau decizii de capul meu. Când vreau eu și cum vreau eu, n-am voie. Pentru că bazat pe aceste versete și bazat pe cele două lucruri importante pentru a putea să am siguranță în drumul spre cer, credința în Dumnezeu și ascultarea de voia Lui, Dumnezeu are control asupra vieții mele și asupra deciziilor pe care le iau. Și apoi, că omul are datoria de a acționa cu băgare de seamă. Chipzuința este unul dintre lucrurile de care avem nevoie de cele mai multe ori în drumul acesta. Pentru că există pericole pe drumul pe care mergem. Noi suntem responsabili, trebuie să fim cu mare, mare atenție. Nu trebuie să credem orice, nu trebuie să, mă scuzați expresia, să înghițim orice, nu trebuie să luăm totul de bun, ci trebuie să fim oameni chipzuiți. Și apoi, aceleași versete ne mai învață că omul are, dacă vreți, obligația de a gândi bine, de a realiza că orice acțiune are un rezultat.
În contextul în care am vorbit acțiunea poporului evreu, și mă mir, oarecum, mă mir că mă uit la ei și câteodată mă mir când mă uit la mine. Cum câteodată ne putem înșela așa de ușor, pentru că nu suntem atenți la principiile acestea, la învățăturile acestea divine. Iosua a acceptat un legământ bazat pe pur și simplu lucruri care i s-au spus. Pentru că știți de ce? Cele două lucruri, dacă le pierzi din vedere, greșești. Foarte interesant. Când luptăm și cum a luptat evrei împotriva unei cetăți, a ascultat tot ce le-a spus Dumnezeu. Ierihonul, nu faceți nimic decât încercuiți cetatea, puneți preoții înainte, cu trâmbițe, sunați de trâmbițe în fiecare zi câte o dată și apoi a șaptea zi de șapte ori și veți vedea biruința. Au ascultat? Au ascultat. Le-a spus Dumnezeu ceva, au făcut? Sigur că da. Dar, dragii mei, când nu mai ascultăm de planul lui Dumnezeu, când nu mai suntem oameni care îl punem pe Dumnezeu în ecuația vieții noastre, se întâmplă cum s-a întâmplat cu această înșelăciune. Pentru că au pierdut o bătălie a vegherii. Domnul n-a mai fost întrebat. Noi de multe ori spunem, dar ce are Dumnezeu cu fiecare detaliu? Sigur că nu trebuie să-L întrebăm pe Dumnezeu dacă mâine dimineață mă duc la lucru. Că asta este normal. Sau știu altceva. Dar vorbim despre lucruri care țin de viața noastră, de trăirea noastră cu Dumnezeu în fiecare zi. Am uitat că Dumnezeu are control asupra vieții noastre? Am uitat că Dumnezeu are control asupra deciziilor noastre? Și spune acolo, au luat din mâncarea lor, nu știu cum era, mucegăită sau nu, poate că au ales dintre cea care nu era mucegăită. Poate că au ales din vinul care nu era, eu știu, poate stricat. Dar spune că au luat din mâncarea lor și n-au întrebat pe Domnul. Dragii mei, pericolul este ca noi să biruind în lupta aceasta directă cu diavolul. Noi știm că nu avem voie să facem cu tare lucru. Și pierdem bătălia atunci când este vorba de vegheria și de implicarea lui Dumnezeu în fiecare aspect a deciziilor noastre. În această seară, dragii mei, Dumnezeu, prin acest cuvânt ne învață, noi trebuie să fim foarte atenți la înșelăciunea diavolului. Diavolul este un înșelător. Spune în cartea Apocalipsa, capitolul 12, că el va fi legat pentru o perioadă ca să nu mai înșele pe cei credincioși. Diavolul este un înșelător. Diavolul folosește oameni care să înșele, folosește, dacă vreți, învățături care să înșele. Și gabaoniții, dragii mei, nu sunt oarecum o națiune care a dispărut. Poate că națiunea lor, ca și națiune, nu mai este decât așa, sporadic, prin anumite locuri. Dar gabaoniții, oamenii care au în ei duhul înșelăciunii, încă mai există. Și știți care este marea problemă? Pentru că ne uităm la mesajul pe care îl au acești oameni. Diavolul întotdeauna aduce un mesaj știrbit. Noi putem să înțelegem care este mesajul diavolului sau înșelăciunea diavolului, pentru că întotdeauna mesajul lui este incorrect. El nu este adevărat. Niciodată diavolul nu va spune adevărul. Nu este în natura lui să spună adevărul. Nu este corect. Este greșit, este minciună. De asemenea, diavolul întotdeauna va spune un lucru incomplet. El nu va spune tot. El va spune doar partea care îi place. Spuneau ei, noi suntem oameni care venim dintr-o zonă îndepărtată. Uite ce s-a întâmplat cu încălțămintea noastră, cu îmbrăcămintea noastră. E adevărat că vineau de departe, n-au spus cât de departe. Dar totul era incomplet, era un adevăr amestecat cu minciună. Și asta înseamnă înșelăciunea diavolului. Și de asemenea, mesajul diavolului este întotdeauna insistent. Nu vi se pare că întotdeauna păcatul este mai insistent decât binele? Nu vi se pare că întotdeauna mesajele care sunt înșelătoare sunt insistente și vine și spune, este ca o reclamă. Întotdeauna reclama este insistentă. Deja la un moment dat te iriți, ca să spun așa. Totdeauna când te uiți pe telefon sau ceva, pac, îți apare o reclamă și vrei să închizi. Deja bă dai bloc, nu se întâmplă. Ca și la telefon, era la un moment dat, cred că s-a mai spus aici despre cei care da clinic.
Erau pur și simplu obositor oamenii aceștia. Te suna și spunea, băi, nu mai suna. După două zile iar te suna. Pentru că diavolul și lucrurile lui întotdeauna sunt insistente. Uitați-vă la oamenii aceștia. Fără să mai spună ceva, nu contează ce întâmplă. Faceți legământ cu noi. Pentru că asta face diavolul. În această seară vreau să vedem câteva lucruri care ține de cum putem noi să înțelegem înșelăciunea diavolului și cum putem să nu cădem în capcana acestui înșelător. Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să ne uităm din nou la ceea ce înseamnă misiunea diavolului. Misiunea diavolului pentru noi ca și credincioși, nu mai vorbim acum despre evrei, ci vorbim despre noi. Misiunea, scopul pe care îl are diavolul, l-aș putea împărți în trei scopuri. În primul rând, scopul lui este ca să distrugă viața noastră spirituală. Vedeți, dumneavoastră, pe diavolul nu interesează foarte mult bogățiile noastre. Nu i-a luat diavolul la Iov bogățiile pentru că vrea pur și simplu că nu-i plăcea de bogăție lui. Pe diavolul interesează întotdeauna viața noastră spirituală. Când el luptă împotriva noastră, luptă în ceea ce înseamnă lucrurile spirituale. Toate celelalte lucruri sunt doar poate unelte prin care de fapt lucrează, dar scopul lui este acesta, să ne distrugă viața noastră spirituală. De asemenea, scopul lui este să distragă că consacrarea noastră față de Dumnezeu. Nu-i place diavolului atunci când ne consacrăm lui Dumnezeu, atunci când punem la dispoziția lui Dumnezeu timpul nostru și multe, multe lucruri pe care punem. Nu-i place. Și vrea să distrugă, vrea să scoată din ecuație consacrarea noastră. Și de asemenea, el are în vedere ca să influențeze asocierile noastre. Intră în tot ceea ce înseamnă asocierile noastre. Și de fapt aici este tehnica pe care a avut-o diavolul, gabaoniții, vis-a-vis de poporul evreu și este când vorbim despre viața noastră. Strategia diavolului este în felul următor. În primul și în primul rând spunem că el a încercat să se infiltreze în mijlocul poporului. Diavolul întotdeauna va încerca să se infiltreze în viața noastră. Întotdeauna. Pentru că asta face că la un moment dat să distrugă toate relațiile care le avem noi. Întotdeauna diavolul asta vrea. Și spune Scriptura că oamenii aceștia din Gabaon s-au sfătuit, au primit sfaturile celor bătrâni care au și ei înțelepciunea lor și au spus cum să faceți. Îmbrăcați-vă cu haine vechi, luați tot ceea ce aveți vechi, duceți-vă la ei și spuneți-le, puteți să faceți cu noi ce vreți, doar faceți legământ cu noi. Pentru că diavolul întotdeauna încearcă să distrugă din interior. Istoria spune că cele mai mari imperii au fost distruse din interior. Cele mai mari imperii, vorbind despre Imperiul Roman, a fost distrus din interior. Știți cum? Imoralitate. Toate aceste lucruri, de fapt, sunt, până la urmă, unealta diavolului. Uitați-vă la lumea aceasta. Uitați-vă la societățile pe care noi le cunoșteam creștine. Și nu trebuie să dăm nume. Că stăm într-o societate care înainte a fost bazată pe principii creștine. America, Canada și alte țări. Știți cum s-a împlinit planul de distrugere a diavolului? Dinăuntru. Și a apărut încet, încet. Scoatem afară din școală, scoatem afară din instituții, scoatem afară tatăl nostru, scoatem afară orice semn. Știți că musulmanii pot să aibă orice semn oriunde merg, și în America și în Canada. Un creștin n-are voie să aibă un semn. Dacă cineva poartă o cruciuliță, unele organizații și mai ales guvernamentale spune n-ai voie să vii aici, o dai jos. Dar pentru ei, polițist sau ce-o fi, poate să poată turban, poate să poată orice. Știți de ce? Pentru că diavolul are această metodă să se infiltreze în lăuntru. Dragii mei, pentru viața noastră, diavolul are aceeași metodă. Noi trebuie să fim foarte atenți la influența pe care diavolul are în viața noastră. Ce poate să macine? Ce poate să distrugă? Ce poate să rupă tot ce ține de relația noastră cu Dumnezeu? Tot ce ține de consacrarea noastră față de Dumnezeu? Tot ce ține de legăturile noastre spirituale? Ce poate să distrugă? Noi trebuie să ne punem foarte, foarte bine întrebarea. Oare cum? Și spunem, bă, dar nu întotdeauna ți se pare că știți ce trebuie să facem noi? Este să ne păzim
de influența diavolului în lăuntrul vieții noastre. În lăuntrul vieții noastre via diavolul să ajungă. Și sunt așa de multe istorii care vorbesc despre lucrul acesta și poezii care vorbesc despre lucrul acesta. Nu uitați, strategia diavolului a fost să intre. Este metoda infiltrării în mijlocul poporului sau în mijlocul sau în interiorul vieții noastre. Apoi spune că o altă metodă pe care a avut-o diavolul acolo cu poporul evreu și o are în viața noastră este metoda imitării. E foarte interesant cuvintele acestor oameni. Spune, robii tăi vin dintr-o țară foarte depărtată. Și auziți, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el și de tot ceea ce a făcut el cu celelalte popoare. Cineva spunea așa de frumos că nu tot ce strălucește este aur. De multe ori imitațiile ne sunt foarte greu de descoperit. Diavolul întotdeauna folosește metoda imitației. Diavolul știe să imite tot. Imită credința și sunt oameni care imită credința. Imită vorbirea despre Dumnezeu, dar pentru ei sunt doar cuvinte. Dumnezeu este un Dumnezeu distant pentru ei. Imită orice formă de evlavie, spune la un moment dat Apostolul Pavel. Ei trăiesc o evlavie, dar evlavia lor e tăgăduită de faptele lor. Oamenii aceștia, de fapt, vin îmbrăcați la voi, spunea Domnul Iisus Hristos, ca niște lupi în piele de oaie. Imitarea. Dragii mei, oamenii aceștia vorbeau despre Dumnezeu. M-am adus aminte de Rahav. Rahav n-a fost ca și ei. Rahav credea cu adevărat într-un Dumnezeu. Spunea celor 12 scoade, am auzit, știm. Și de aceea, uite, v-am luat aici, vreau să vă păzesc, vreau să vă ajut, pentru că știu că Dumnezeu până la urmă va da țara aceasta în mâinile voastre. Unii oameni le place să imite. Am văzut în experiența pe care o am, care se apropie de 30 și ceva de ani de slujire, mulți oameni care au venit în biserică și au încercat să imite. Și au spus că de fapt sunt așa și așa. N-ați auzit de oameni care au venit și au spus, sunt cel mai sărac, sunt cel mai... Pentru că oamenii aceștia au metoda aceasta a imitării. Mie îmi place un principiu. Omul sărac și sincer este omul care spune lui Dumnezeu problemele, nu oamenilor. Pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște toate lucrurile. Să ne ferim de metoda aceasta a diavolului, de imitare. Și apoi este metoda impresionării. Diavolul încearcă să ne impresioneze. Vedeți, dumneavoastră, sunt în vremea aceasta foarte mulți oameni care impresionează. Nu știu prin ce. Nu vreau să spun aici pentru ca să, eu știu, să credeți, dar sunt oameni care impresionează prin modul în care învață. Prin învățătura pe care o au. Sunt învățături care sunt așa de bombastice, sunt așa de pline de... Te uiți, măcar că n-ar trebui să ne uităm, la Evanghelia Prosperității. La oameni care vorbesc frumos despre Dumnezeu, sau mai puțin frumos, sau eu știu cum. Pentru că diavolul are metoda aceasta de a apela la sentimente. I-a impresionat pe evrei și i-au văzut și au spus, băi, săraci de ei, uite ce dezbrăcați, uite ce sărați, uite, poate nu mânca de o săptămână. Pentru că are metoda aceasta de a impresiona diavolul. Și te impresionează. Și spune, wow, se poate și așa? Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Sentimentele înșală. Sentimentele înșală. Singurul care nu înșală este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că există oameni care trăiesc pur și simplu într-o imitare și în dorința de a înșela pe alții, de a impresiona pe alții. Și a fost metoda diavolului și este metoda diavolului și astăzi. Și cum au luat gălușca, spunem noi românii, cum de-au fost înșelați oamenii aceștia? Cum de-au fost înșelați? Și m-am uitat la lucrurile pe care le-au făcut și vreau să vă spun că de multe ori le găsim și în viața noastră. Haideți să ne uităm la ele în scurt. Cum a reușit strategia lor? Cum de Israelul a făcut această mare greșeală de a face legământ după ce Dumnezeu le-a spus și știa de lucrul acesta? Pentru că Israelul împreună cu Iosua au fost foarte încrezători în ei personal. Ei au fost încrezători în ei personal. Și au spus, noi avem decizia, noi putem să facem lucrul acesta.
Nu s-a mai întors spre Dumnezeu, nu l-au mai întrebat pe Dumnezeu și au luat decizia lor. Pentru că atunci când ești tu plin de tine și spun, mă, eu mă descurc, eu întotdeauna am luat decizii importante, întotdeauna am luat deciziile acestea corect, puse, dacă vreți, după principiul pe care l-am. Vreau să vă spun că atunci noi greșim. Cum spuneam, Dumnezeu trebuie să fie pus în fiecare decizie pe care noi o luăm. Numai atunci, și fiți foarte, foarte atenți, numai atunci când îl consultăm pe Dumnezeu, când ne consultăm pe El, suntem ghidați întotdeauna într-un rezultat pozitiv. Când noi luăm decizii, atunci, și când noi spunem, știi, eu sunt mai deștept, eu am mai multe grade de inteligență decât alții, atunci vom face lucrurile să fie greșite. Și suntem de multe ori chinuiți de decizia noastră pentru că nu l-am întrebat pe Domnul. Și trebuie să facem lucrul acesta. Greșeala lor a fost că ei au fost oameni încrezători în ei înșiși. Și apoi spune Scriptura că au judecat situația într-un mod grăbit și superficial. Au judecat totul la prima fază. N-au pus întrebări. Ok, hai stai să vedem puțin. N-au spus, știi ceva, uite, ne mai gândim. Ne mai gândim să vedem cum facem. Este o situație destul de importantă. Ne mai gândim. Au luat o decizie bazată pe judecată foarte, foarte simplistă. Știți ce se întâmplă atunci când judecăm rapid? Bazat doar pe lucruri superficiale? Greșim în ceea ce înseamnă oamenii. Greșim în ceea ce înseamnă pe Dumnezeu. Greșim în ceea ce înseamnă biserica. Greșim în ceea ce înseamnă anumite lucruri, pentru că orice lucru luat pe o judecată superficială te duce la același examen și la același final. Ai greșit? Trebuie să o iei din nou. Marea problemă este că nu mai poți să îndrezi lucrurile, cum s-a întâmplat cu evreii. De aceea, sfatul pe care Dumnezeu îl are pentru noi este să nu judecăm în grabă și superficial. Și apoi, al treia lucru pe care spune Scriptura, că oamenii aceștia au acționat bazați pe propriul lor discernământ. Dragii mei, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune și îmi place, cum spunea cineva, dacă ai inteligență, atunci trebuie să o folosești. Dar vreau să vă spun ceva, oricât de inteligent ai fi, nu poți să știi despre toate lucrurile. Nu poți. De aceea avem medici în spitale, de aceea avem contabili în contabilitate, de aceea avem piloți care, eu știu, conduc un avion, de aceea avem șoferi pe autobuzul de oraș. Pentru că sunt unii oameni care știu să facă ceva mai bine, oricât ai fi de înțelept. Nu poți să știi toate lucrurile. De aceea, sfatul lui Dumnezeu este nu lua decizii pe discernământul tău. Cere sfatul lui Dumnezeu. Atunci când ai o problemă în viața privată, cere sfatul lui Dumnezeu. Nu lua decizii de unul singur. Atunci când ai o problemă în familie, oricare ar fi ea, cere sfatul lui Dumnezeu. Nu lua decizii de unul singur. Atunci când ai o problemă în ceea ce înseamnă credința ta, nu te uita după ce spun oamenii. Nu folosi discernământul tău. Cere-i sfatul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da lumină. În orice problemă pe care avem, Dumnezeu ne spune, nu-ți folosi discernământul tău. Cere sfatul pe care Dumnezeu poate să ți-l dea. Și apoi, concluzia este foarte, foarte simplă. Suntem pe același drum pe care Israelul a mers atunci înspre Canaan și noi înspre cer. Există planul, scopul diavolului de a distruge relația noastră cu Dumnezeu, de a distruge consacrarea noastră față de Dumnezeu, de a distruge relația dinăuntru spirituale. El are metodele lui. Dumnezeu ne învață în această seară. Noi trebuie să fim atenți la înșelăciunea diavolului. Prea ușor că cădem în capcana lui. Prea ușor credem lucruri care ne-a spus oamenii. Nu te poți lua în viața ta spirituală după ce spun niște oameni. Oricât ar fi ei de înțelepți, oricât ar fi ei de cu nume mare și eu știu în cunoștință, cere-i sfatul lui Dumnezeu în toate aspectele vieții tale, la fel ca și mine, în lucrurile mici și în lucrurile mari.
dar în mod special în lucrurile spirituale, să fim foarte atenți ca să nu fim înșelați de diavolul. Și apoi, nu te grăbi la orice ofertă. În vremea aceasta sunt așa de multe oferte de învățături, eu știu, de tot felul de lucruri. YouTube-ul este plin, este cea mai mare bibliotecă. Ai putea să pui 1000 de biblioteci din Alexandria, cum era în vechime, și nu, nici măcar nu se compară. Nu lua orice ofertă ca din partea lui Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu, ia cuvântul și lasă-te călăuzit de Dumnezeu în toate lucrurile. Și apoi, cere sfatul lui Dumnezeu în fiecare aspect a vieții tale. Eu am crezut până la un moment dat, când am înțeles mai bine Scriptura, cum poate mulți credem toți, de ce să-mi trebuie sfatul lui Dumnezeu în toate lucrurile? Chiar în toate lucrurile? Cum spuneam, vorbim despre faptul că Dumnezeu are drept de control asupra deciziilor noastre. Haideți să respectăm lucrul acesta. Pentru că vrem să ajungem în cer, nu? Pentru că vrem să avem siguranță, nu? Pentru că vrem să mergem direct acolo unde Dumnezeu ne-a pregătit un loc, nu? Atunci, la această seară Dumnezeu ne spune, fii atent. Diavolul a rămas același, scopul lui este același. El vrea să ne înșele. El vrea să ne facă să luăm oferta lui, să facem alianțe greșite, să luăm lucruri care ar fi reale și de fapt să fie falsuri. De aceea, în această seară, vrem să încheiem cu o rugăciune în care să rugăm pe Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să ne punem credința numai în Tine. Și ajută-ne ca să rămânem întotdeauna în voia Ta. În toate lucrurile, Doamne, vrem să ne călăuzești. Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este un Dumnezeu care întotdeauna ne călăuzește pentru că El ne vrea pe noi în împărăția Lui. Așa cum a vrut pe poporul evreu în Canaan. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea acum să ne ridicăm cu toții în picioare și să facem această rugăciune, rugându-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni chibzuiți. Omul les necrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia bine seama cum umblă. Ne rugăm cu toții Domnului.